Împărătese cele alese mai înainte de veci, împărătese cele mai înalte decât toată păptura cerului și a pământului, care a venit oarecând la rugăciune la biserica din Vlaherne. Și se ruga pentru cei din întuneric, acestea și noi cu credință și cu umilință îi sărbăm acoperământul ei cel luminos. Iar tu, ca ceea ce ai putere nebiruită, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să grăim ție. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău acoperă-mă. Suntem foarte bucuroși cu prezența dumneavoastră aici și trecem astăzi în slujbă așa cum trebuie și vă mulțumim pentru că ați acceptat propunerea noastră. Mulțimea arhanghelilor și a îngerilor, cu înainte mergătorul, cu teologul și cu soborul, cu tuturor sfinților, împreună cu tine împărăteasa lor, de arhiereu, biserica din Vlaherne, și ascultându-se cercetare, pentru într-o mulțare, într-o mulțare, celui mai înainte de veci. Bucură-te încăpere prea curată a lui Dumnezeu, a Fiului celui fără de ani. Bucură-te locuința umbrită de puterea Duhului Sfânt. Bucură-te mirare neîncetată a cetelor îngere. Bucură-te, spaima cea grozavă a puterilor celor întunecate ale iadului. Bucură-te, ceea ce ești întâmpinat în văzduh de heruvimii cei cu ochii mulți. Bucură-te, ceale cărei laude le cânte serafimii cei cu câte șase ani. Bucură-te, prea bunule acoperământ, căruia cu credință ne închinăm și noi, neamul creștinesc. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul tău acoperă-mă. Bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cinstitul tău acoperă. Sfântă de Hristoriule, Domnului Mărului, care ne pretunine și toate ne plinești,
Tu ești Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru. Și căzând la pământ, cu credință s-au închinat, Sfântului Tău acoperământ cântând. Aleluia! Înțelegere neînțeleasă, ești născătoare de Dumnezeu Fecioară, pentru apărarea poporului celui credincios. Pentru aceasta vrăjmașii noștri nu pricep cât de puternică este rugăciunea Maicii lui Dumnezeu. Însă noi bine știm a tot puternica ta apărare, cu umilință grăim către tine. Bucură-te, prea milostivă, mângâierea tuturor celor scârbiți și împovărați. Bucură-te, povățuitoarea neadormită a tuturor celor orbiți și rătăciți. Bucură-te, ceea ce cu rugăciunile tale de grabă potolești mânia lui Dumnezeu, cea cu dreptate pornită asupra noastră. Bucură-te, ceea ce cu atotputernică amenințarea ta potolești patimile noastre cele rele. Bucură-te, puternică deșteptare a conștiințelor celor adormite. Bucură-te, prin care iadul suspină și duhurile răutății tremură. Bucură-te, prin care se deschid nouă credincioșilor porțile raiului. Bucură-te, bucuria noastră, acoperă-ne pe noi de tot răul, cu cinstitul Tău, acoperă-ne. Celui preanalt umbrește pe cei ce cu credință și cu evlavie scapă la preaputernicul Tău pe rământ. Căci numai ție uneia preasfântă și prea curată, Maica lui Dumnezeu, Satan a împlinit toate cererile tale. Pentru aceasta, credincioșii de toate vârstele te măresc pe tine și pe Fiul Tău cântând. Aleluia! Având bogăție de milostivire neîncuținată tuturor până la marginile pământului, le-a închis mână de ajutor
născătoare de Dumnezeu Fecioară. Bolnavilor le dai vindecare, celor ce pătimesc alinare, orbilor vedere și tuturor le dai toate. Fiecăruia după a lui trebuință, pentru aceasta cu mulțumire grăim ție. Bucură-te, tărie nesurpată și ocrotirea tuturor creștinilor. Bucură-te, cea din tâi frumusețarea sfintelor locașuri și al tale. Bucură-te, cea sigură a tronurilor împărătești. Bucură-te, ajutătoarea neadormită a căpetenilor de orașe. Și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstare, Sfinte Dumnezeu Biserici, și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea. Grișa cea lumească a
Sfântului. Ca pe împăratul tuturor să minte ce închip, ne-a văzut înconjurat de cei trei îngerești. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Acesta este sângele meu, al legii cele noi, care-le pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatilor. Ale tale, dintr-o ale tale, ție ți-aducem de toate și pentru toate. Doamne, cel ce primești prea Sfântul Duh în ceasul al treilea apostolilor tăi, pe acela al bunul nu-l luat la noi și noi ești pe noi cei ce ne rugăm ție.